prins faza aia când ziceați Bloody Mary, gen era poveste. Salut, eu sunt Teo și astăzi suntem în pădurea Hoia Baciu. De ce spun suntem? Pentru că suntem și cu... De fapt sunt. Sunt și cu Montre și cu Cătălin Backpack Your Life aici. Ei sunt în față și filmează și ei vlogurile. Am zis să rămân și eu în spate, să-mi dau și eu intro aici liniștit, să nu mă deranjez de nimeni. Pe scurt, Hoia Baciu este una dintre cele mai bântuite păduri din lume, din câte am înțeles, și cea mai bântuită de asemenea din România. Legenda ei spune că a fost odată un oier, ori Hoia, ori Baciu, gen, care a umblat pe aici. Bă, mă lași mă să filmez și eu. Da, deci aparent îl chema Hoia, că Baciu cică înseamnă oier. E bine că știu și eu română. Hai că nici nu era să-mi rup gâtul. Noi suntem în drum spre Poiana Rotundă, locul unde se zice că ar fi aterizat un OZN și de asemenea locul de care se zice că ar fi cel mai bântuit din Hoia Baciu și că se întâmplă cele mai multe chestii acolo. Mergem acolo, ne oprim, spunem poveștile de groază și ne întoarcem. Bă, mă bâlbâi, nu mă mai filma. Vlogurile de pe drum o să le găsiți și la Alex pe canal, Alex, și la Montre pe canal și la Cătălin, că ei o să... Bă, nu mă mai filma că mă bâlbui! Mamă, bag ăsta alea în ochi. Deci să-i vedeți pe băieți, sunt cu echipamente, cu lumini, cu camere de-astea mari. Eu sunt cu camera asta mică și cu un plițul de la telefon. Aolo! Aolo, mi-a intrat, aolo, mi-a... Mamă, uitați ce frumusețe! Da. 20 minutes later. Am ajuns și în Poiana Rotundă. Suntem aici cu Montre și cu Cătălin. Dacă vreți să vedeți vloguri mai în detaliu despre drum și despre ce s-a întâmplat, o să le găsiți și la Montre și la Cătălin pe canal. Ei au filmat în paralel, foarte mișto chestia asta. Uite, noi nu ne-am gândit până acum să filmăm în paralel, mă frate. Deci o idee foarte bună pentru viitor. Am pregătit niște povești de groază, sper să vă placă. Deci eu când am citit unele din poveștile astea, vă jur că era zi, stăteam în pat și am tresărit efectiv din pat, ești nebun. Bine, nu că aș fi o mare curajos, da, așa ca chestie. Stăm aici în picioare în Poiana Rotundă, zici că fac prezentare PowerPoint la școală, zici că mă ascultă doamna profesoară. Hai să începem. Prima poveste. Era odată un spital într-un oraș mai îndepărtat, în care dacă erai internat, îți era pusă o brățară albă pe mână cu numele tău pe ea. Dar sunt și alte brățări cu alte culori care simbolizează lucruri diferite. De exemplu, cea roșie se pune pe oamenii decedați. Și era acolo un chirurg care lucra pe tura de noapte, tocmai ce a ieșit dintr-o operație și era în drum spre subsol. Intră în lift, iar în lift mai era o fetiță. A început să vorbească cu ea, small talk, nu combina sau ceva, nu vă gândiți că era unde sta. Când s-au deschis ușile, voia o altă femeie să intre, dar chirurgul a apăsat repede pe buton și au închis ușile. Fetița, revoltată de ceea ce tocmai a făcut acesta, se ia de el pentru că a fost nepoliticos și l-a întrebat de ce n-a lăsat-o și pe ea să intre în lift. Acesta îi răspunde: această femeie este cea pe care tocmai am operat-o. A murit pe masa de operație. Nu ai văzut că avea o brățară roșie pe mâna ei? Și fetița îi zâmbește și ridică mâna, adică ca aceasta. Mișto. E de-aia, știi, de te lovește după. Da, asta zic. Bine, faza e că poveștile horror, oricum le-ai citit, parcă nu e horror dacă nu le trăiești, dar dacă dai de una de asta cu... de asta le te lovești. Ce? După ce vă uitați? După nimic. E ora 3 dimineața și te-ai uitat toată noaptea la filme și seriale de groază. Te simți curajos, dar în același timp simți frica aia adâncă în interiorul tău. Prea mai merge ca început. Înainte să bă, nu mă mai sperii, mă, frate, gata, s-a terminat. Bine, atunci o să încep să-l dau gen pe ceafă, ca să vedem cum reacționează, știi. Ai încercat chiar și să zici Bloody Mary în oglindă de 3 ori să vezi dacă se întâmplă ceva. Bă, voi ați prins faza aia când ziceați Bloody Mary, gen era poveste. Bă, ce ia s-a mâncat, ești? Bă, ce-a fost asta, asta fă? Asta n-a fost pisică, dacă l-ai gândit. Gen, nu. Da, mă, a fost ceva, nu știu. A fost eu, ceva, a eu fost. Cred că e cineva care face zgomotele astea. Nu, s-ar putea. Nu părea, nu prea părea. Bă, știi ce pasăre posedată. Sunt unele fluiere de alea la care dacă fluieri într-un anumit fel, sună foarte zgomot așa. Nu, da. Pasăre care de... Sau forță, hai că ne-am găsit moment în care să zicem povești de groază. Ideea e că dacă vine cineva aici, poate să intre din foarte multe părți și noi suntem fix în mijloc. Deci mai avem și lumina asta de... Deci nu vede nimic, nu-ți dai seama de ce e în jur. Chiar tu. Nu vezi, asta, asta e cel mai horror. Da. Revenind la faza cu Bloody Mary, se zice că dacă zici la 3 dimineața Bloody Mary de 3 ori, îți apare o daia așa pe acolo pe baie. Voi știți povestea asta? Știu că mă speriau mereu prietenii când eram... Dar mă rog, e veche chestia asta, de-aia am ținut să o zic în caz că ați uitat-o sau ceva.
Continuăm. Ca aș decis că e timpul să dormi, ajungi în pat întins, iar după ceva timp realizezi că nu poți să scoți din cap imaginile pe care tocmai le-ai văzut în filme. Te gândești că nu o să adormi deloc și spui cu voce tare: o să mă urăsc pentru asta mâine dimineață când mă trezesc. În timp ce ți-a prins lampa de lângă patul tău, știind de când erai mic, atunci când ai o lumină în cameră, practic alungi monștrii, fantomele, visele urâte, etc. Nu trec 5 minute și aproape ai adormit, afundându-te așa ușor în pat, totul confortabil, cu ochii închiși și mult mai liniștit cu gândurile tale. Mamă, ești nebun, ce somn m-a luat acum când am citit asta. Asta până observi ceva mișcându-te prin fața luminii, creând o umbră pe tine. Clipești și duci mâna spre lampă, moment în care o mână te apucă de umăr și zice: mulțumesc că ai aprins lumina, n-aș fi putut să te găsesc în atâta întuneric. Bă, e... parcă nu... eu încă mă gândesc la ce s-a auzit adineauri. Eu parcă tot am așa impresia că cineva ne-a văzut și se uită la noi, știi? Exact pe aia pe care am auzit-o ultima oară, că atunci când ești fix aici în mijloc. Da. Și mai ai și alta lumină pe tine, nu știu ce să zic. Da. Uite, asta e cu istorie, cred că pe tine te interesează asta, că tu ești mai așa. În caz că nu-l știți pe Cătălin, el are cel mai tare canal de travel din România. Dacă vreți să vă uitați la ce face el, o să las un canal aici jos în descriere. Vedeți că de anul ăsta începem și noi să facem travel, că de când am avut logo ăla cu Cătălin, chiar mi-a schimbat percepția despre pe ce ar trebui să dai banii. Și de acum, anul ăsta, o să bag foarte mulți bani în travel și o să ne plimbăm foarte mult prin nume, pe la Aokigahara, pe la astea. Deci, da, deci Cătălin ne-a educat. Da. Da. În Berlin, după al doilea război mondial, banii erau puțini, proviziile la fel și părea că toată lumea e înfometată. Pe timpul acela, oamenii spuneau o poveste despre o femeie tânără care, după ce a văzut un om orb chinuindu-se să treacă prin mulțime, a mers la el cu scopul de a-l ajuta. Aceștia doi încep să vorbească și la un moment dat omul acesta îi cere o favoare, și anume dacă poate să-i ducă o scrisoare la adresa scrisă pe plicul în care se afla scrisoarea. Femeia acceptă pentru că adresa era în drumul ei spre casă. După ce a plecat, aceasta a vrut să se întoarcă la el și să îl mai întrebe ceva, dar l-a văzut cum se grăbea să fugă prin mulțime. I s-a părut ceva suspicios, așa că s-a dus cu plicul la poliție, care au mers imediat la adresa respectivă și au găsit grămezi de carne vie care se vindeau pe deep web. Și ce credeți că scria pe scrisoare? Acesta este ultimul pe care ți-l trimit azi. Adică urma să îi dea forță. Ești singur acasă, într-un oraș micuț, în pijamale, noaptea târziu, iarna, afară e zăpadă, ninge, toate cele bune. Mănânci ceva dulce și te gândești la ce serial sau film să te mai uiți, moment în care sună telefonul. Ai tăi sunt plecați la niște rude în afara orașului. Răspunzi la telefon, e unul din părinții tăi care spune să nu cumva să ieși din casă, că tocmai ce a evadat un criminal și e liber prin oraș, moment în care dai la știri și vezi exact profilul criminalului. Îi spui că e totul ok, că n-are ce să se întâmple, că ești acasă și nu ai planuri să mai ieși. Închizi telefonul, moment în care observi pe geam un om la tine în curte. Se potrivește exact cu profilul criminalului pe care tocmai l-ai văzut la știri. Încep să tremuri de frică. Te întorci și pui mâna pe telefon să suni la 112, să anunți poliția să vină cât de repede posibil. Te uiți înapoi pe geam în timp ce duci telefonul la ureche și observi cât de aproape e de tine. Cap telefonul de frică și îți dai seama că afară în zăpadă nu e nici urmă de vreun pas. El nu e afară în curte. În geam vezi reflexia lui. El e în spatele tău. Era cineva în spate. Mamă, cum era să fie pasărea aici, da, aici în spate. Dacă l-am auzit pe Teo acum spunând de niște povești de dragoste foarte... Povești de dragoste, auzi? Povești de dragoste. Eu credeam că faci Caterica. Să mor, nu am greșit-o. O să vă spun eu acum o chestie care mi s-a întâmplat, dar pentru a vorbi despre treaba asta, tot așa vreau fără lumină. Doar înregistrăm pe audio și e fără lumină. Voi, oamenii de pe YouTube, ne auziți și la noi aici este bez. Fază reală. Eu undeva la 18-19 ani, atunci a fost prima oară când am avut o iubită, exact la 19 ani. Deci de chiar e poveste de dragoste asta, nu? Nu, e pe bune. Ea avea o soră geamă. Și pentru că eu petreceam foarte mult timp pe la ea acasă, eu stăteam atunci, stăteam undeva prin zona 1 mai, în partea către Victoriei. Da. Ea stătea pe drumul taberei și eu mă duceam și stăteam la ea aproape în fiecare seară, rămâna la ea acasă. Și într-o noapte, mi-aduc aminte că dormeam, eram în pat cu ea. Faza tare era că fata asta avea o soră geamănă. Da. Noi eram colegi în liceu de 4 ani de zile și în clasa 12 ne-am dat seama că e mare dragoste între noi. Uh-huh. Eram în pat, stăteam, băi, și n-o să uit niciodată. Era ușa de la camera ei. Ușa era întredeschisă și la un moment dat a intrat în cameră mama ei. Eu... nici în momentul de față nu sunt convins 100% că e mama ei, doar că percepția mea în momentul acela, știind că era doar mama ei în casă, am crezut că este mama ei, eram convins 100% că e mama ei. A intrat, a stat în tocul ușii, s-a uitat la noi doi, sau cel puțin era cu fața spre noi și la un moment dat, când s-a întors, eu și în ziua de astăzi am convingerea că femeia avea coadă. Și vorbesc cât se poate de serios o treabă pe care i-am spus-o și ei dimineața. Faza este că în momentul în care ne-am trezit de dimineață, ea avea un halat și eu sunt convins tot asta că ea când s-a întors din tocul ușii de acolo, eu am văzut o coadă. Este singur eveniment din viața mea de acest gen, care pe mine atunci nu că m-a speriat, dar m-a pus într-o situație foarte nasoală. Mai dubios decât treaba asta este că
Atunci când m-am trezit de dimineață, femeia era la cafea și avea un halat alb și avea un cordon roșu. Acum, că eu am văzut cordonul roșu și am crezut că e coadă, sau că ea avea coadă, nu știu ce s-a întâmplat, știu sigur că nu visam și știu sigur că treaba asta a rămas întipărită în memoria mea 100% ca fiind o întâmplare reală. Și de fapt mama ei n-avea coadă. Nu știu. A few moments later. Băi frate, acum când l-am ascultat pe Cătălin cu povestea aia lui, eu îmi dau seama cum vă simțiți voi și cum se simt ei când zic eu povești de groază. Bă frate, deci m-a luat un fior, îl am și acum aici nebun și după ce am plecat de acolo, deci s-a terminat. Faza e că eu când le citesc, eu le și știu deja, n-am nicio treabă. Eu sunt practic cu mintea în altă parte când citesc. Ați văzut de câte ori citiți și vă opriți că bă, la ce mă gândesc? Stai că nu știu nimic din ce am citit. Așa sunt eu când vă citesc poveștile astea de groază, știi? Dar acum cu povestea asta, ce mă, ești nebun, nu mai pot. Deci eu abia aștept să ajung acasă, că e jale. A few inches later. Mamă, ce mi-a făcut asta? Bă, ce-ai făcut, mă? Chiar te-ai speriat? Bă, mă, ce m-am pus după copacul ăla? Deci jur că fix acum voiam să vă zic că vreau să-l sperii pe ăsta când mi-a apărut după copac și am tresărit, era să mor dracu pe aici să leșin. Uite, bă, ce mi-a făcut ăsta? Mi-am luat-o rău de tot, nu mă pot. Și-a luat-o. I s-a mărăcit urechile în viața asta, să vă arăt. Păi nu i-o fac și eu? Stați așa un pic. Deci, după cum se poate vedea, am ajuns iară pe Ana Rotundă. Cineva a venit să facă drifturi pe aici. Să sperăm că în direcția aia găsim mașina și, Doamne ajută, mașina încă mai are roți și nu a fost furată. Bă, dar nu am auzit nimic. Bă, stai să văd dacă s-a văzut că mi-ai băgat lumina aia și nu se mai vedea nimic pe cameră. Bine, mi se pare n-aș fac filmul. Filmul se ocupă mai mult. Acum te-am prins. Te-am prins să mor. Hai că mai avem un pic și ajungem și noi la mașină. Abia aștept să ajung acasă, mi-am un somn, nu mai pot. Dar faza e că am înghețat rău de tot, nu mai pot. Deci cred că mi-am putez mâinile astea mâine. Am ajuns în sfârșit la mașină. Doamne, ce senzație să stai jos după atâta drum. Wow. Băi, simțeam că nebunesc, deci mi s-a părut drumul ăsta spre mașină, gen drumul ăsta de întoarcere. Mamă, deci genunchiul meu paradit, nu mai, cred că mâine pauză. Cum ți s-a părut, mă, bro, experiența de azi? Bă, în primul rând, vă zic sincer, nu mă așteptam să pot să merg atât de mult cu piciorul ăsta. Gândiți-vă că am o gaură în tibie, efectiv, de la căzutura mea de pe Lime. Am căzut de pe Lime la viteza de 25 de km la oră. Lime însemnând... Lămâie. Trotineta aia. A căzut de pe lămâie direct în groapă. Deci, ce cringe, mă vedeam și eu aici într-un colț. Da, am încercat și eu să merg cu trotineta aia până acasă și am căzut într-un șanț. La modul pe bune. Nu putem să punem bine, mă, trec și trotinete și de toate. Nu putem să punem pozele pe YouTube că îi dă lost clipul jos de la atâta sânge, dar credeți-mă că a fost un efort imens ca să merg prin pădure atât. Bă, eu încă râgâia mâncarea aia, bă, pe care am mâncat-o, ești nebun? În caz că n-ați văzut vlogul, uitați-vă că e Caterin Cărău de tot. Pe bune. Cam asta a fost și... Mamă, ce s-aude de viața la ce-ai pornit. Nu mai pot de frig. Mai primesc, bă, mult. Bă, am fața rece, nu mai pot angheața. Băi, cam asta a fost și vlogul, sper că v-a plăcut, sper că v-am adus un zâmbet pe buze sau un speriat, depinde ce ați căutat voi la mine pe canal. Ți-a plăcut, John? Da. Forță! Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut. Bă, dați un ce grob dai, nu pot să filmez și eu outro. Mamă, cum fac asta, ești cam Parkinson. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut, să vă abonați la canal, să dați un share. Să pușiți butonul ăla de like, așa. Să dați un like, un share, un share. Bă! Un follow pe Instagram mie și lui Montre și lui Cătălin, o să găsiți linkurile jos în descriere. Mie e cel mai nu. Follow șoferului. Follow șoferului, că nu dăm toate gropile astea. Follow șoferului, că dacă nu te dai jos. Până data viitoare să fiți cu mine, să aveți grijă de voi, v-am pupat, pa, pa!